Salutare! Facem un videoclip pe galben. Mă ascult Ștefan Felecan. Face 2 ani în mai. Parte din pui sunt produși și scoși din el. O parte din pui. Mă ascult. Avem o femeluță cu 8 puiuți. Este la a doua serie. Prima serie au fost spre alții proprietari. Ce se mișcă aia. Da. Să desfac un pic și o mamă super. Bă, câte mai mult acolo. Mamă super cu 8 puiuți. Pe galben. Tata masculul prezentat mai devreme. Tata cu a doua serie. O femeluță care i-a ciupit urechile mama ei când a fost mică. Cu o femeluță cu greutate. La prima fătare a avut peste 9 kg. Mai scăzuse un pic, dar acum din nou este foarte masivă. Sper să fie prins pui. E montată cu masculul prezentat mai devreme. Așteptăm puiuți. Femeluță cu 4 volduci. Mai avem aici, ai dat drumul? Da. 9 bondoci de o lună jumătate. Mama a fost foarte masivă, dar având 9 a scăzut un pic. Dar puii se prezintă foarte bine. Tatăl este masculul prezentat mai devreme. I-a dus foarte bine puiuții. Nouă nu s-a prodit cu altă femeie ca să pot să mai mut. Și au fost bine dezvoltați toți. Nouă nu am aruncat nimic, i-am păstrat toți. Sunt un pic mai micuți, dar i-a dus cu bine până la o lună jumătate. O femeluță care o așteptăm zilele astea să fete cu seria a doua. O femeluță super, foarte lungă. Am mai scăzut un pic cu prima fătare, prima serie de pui, dar tot am mai pus. Sperăm să fete cu bine. O femeluță de galben cu 6 puiuți aici și 3 adoptați de gri cu 9 puiuți. O femeluță super.
O femeluță cu greutate, dar am slăbit-o puiuții. Puiuții au în jur de o lună, o lună și câteva zile. Se prezintă foarte bine puiuții. Doamne ajută să-i ducă cu bine.